Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Mănăstirii Călugăreni din Constanța, cu acest prilej atuns în monahism un frate al mănăstirii. Venind aici părinți care slujesc zilnic Sfânta Liturghie, biserica a fost ocrotită de Maica Domnului, având hramul acoperământului Maicii Domnului și al adormirii Maicii Domnului. Iată, biserica a fost chemată din nou la lumina ei, cea dintr-un început. Și ne aflăm aici, într-un locaș restaurat, care ne cheamă să ne înfruptăm din darurile cele duhovnicești. Maica Domnului, cu acoperământul său, ne-a chemat sub dragostea sa ei, sub dragostea sa de mamă, și iată astăzi, în Sfânta Liturghie, am simțit fiorul bucuriei că Maica Domnului ne-a îmbrățișat pe noi, pe toți. Biserica Mănăstirii a fost construită în anul 1912, rezistând celor două războaie mondiale. Astăzi în sat mai trăiesc 30 de familii. Oamenii din sat, așa într-un număr mic, spun că și spun cu bucurie că am venit noi părinți aici la mănăstire și am început să construim, să facem curățenie, așa cum biserica era într-un stare de degradare, și oamenii se bucură pentru că este biserica unde ei au fost botezați. Acești preoți de la Mănăstirea Călugărei sunt preoți numai probabil dimineața când fac slujbe și duminica, că restul, dacă vine lumea să-i vadă, nu-i cunosc că sunt preoți. Îi dau de gol barba și părul, rest nu. Eu muncesc mai ceva ca țăranul. După Sfânta Liturghie, ierarhul a oferit celor care au ajutat la construirea mănăstirii diplome de vrednicie.